Da, Andrei, îți mulțumesc mult pentru că suntem din nou pe un... Mulțumesc frumos pentru invitație. Să continuăm, pentru că filmul pe care l-ai adus e tulburător. Mă uitam la tine în timp ce îl urmăream. Ce înseamnă să poți să înțelegi cum din nimic se creează ceva? Este efectiv... cred că te întemeiază și îți dă o senzație incredibilă de așezare în misterul, cunoaștere, necunoaștere. Poți să ne spui, să ne traduci puțin ce am văzut? Da, este... Nu te așează undeva în mister, undeva, nu știu ce. Ce se întâmplă atunci când ai șansa să te poți apropia de asemenea, lucruri, te îți dă sentimentul pe care orice om de știință autentic ar trebui să-l învețe de la bun început și dacă nu-l simte el, cineva să îl predea, și anume în... vorbele lui Victor Weisskopf, care a fost un uriaș al fizicii, era umilința în fața naturii. Cuvântul românesc este și mai frumos, este smerenie în fața naturii. Adică fizica este o învățătură pe care cei care o aleg o primesc, cum să se apropie și din afară, și dinăuntru, deci acest miracol care se numește natură, și ca orice minune,
nu poți să o înțelegi punând-o în cutii foarte bine sau foarte bine închise sau, cum spui, tăind o bucată din ea și văzând ce se întâmplă cu ea. Nu, trebuie să te lași prins în ea și să încerci să o aduci pe ea în tine. Cum spunea domnul Noica în 1984, când a ținut o conferință spre disperarea autorităților în fața fizicienilor, deci erau vreo peste 400 de fizicieni la Sibiu, era conferința națională și la un moment dat domnul Noica a spus întrebarea pe care trebuie să ne-o punem toți, dar și voi, adică fizicienii să vă puneți, este ce se întâmplă, noi ne trăim viața sau viața ne trăiește pe noi? Filmulețul ăsta l-a adus acum câțiva ani pentru prima oară în România Gerard Mourou. Profesorul Mourou este cel care a avut ideea Ilaiului. Așa. Așa. Care, să vedem unde a ajuns. Așa, și Gerard, de la primele seminarii pe care le-a ținut la institut, a tot spus întâi, s-a mustăcit, mă rog, nici nu îl știa lumea prea bine, a fost așa un genul de reținere politicoasă în fața lui. Pe urmă s-a ajuns inclusiv la scandal, apropo de ce spun imediat ce a spus el. Acum a devenit un lucru la care toată lumea a început să se gândească. Iar el încă de la început a spus că ultimul lui vis, visul lui final este breaking the vacuum, să spargă vidul. Da? Ei, vidul, așa cum învățăm în fizică, mai ales după ce și-a luat avânt și și-a deschis aripile cosmologia, vidul nu este gol. Da? Au fost acolo o vorbă a lui Platon, da, și o vorbă senzațională a lui Aristotel, care spunea nimicul nu poate fi creat. El n-a spus că nu poți să creezi ceva din nimic, a spus nimicul nu poate fi creat. Și dacă dumneavoastră care ne suportați și vă uitați la noi, o luați așa ca o chestie poetică în termenii de astăzi care se vinde bine la înscris sau la televizor, vă rog frumos să o puneți alături, că își completează înțelesurile, de un lucru, unul dintre cele mai senzaționale lucruri care s-au spus vreodată și care este în primele versete din începutul Evangheliei după Ioan, când spune viața și viața era lumina oamenilor, și acum atenție, lumina luminează în întuneric și mai atenție, și întunericul nu a cuprins-o. Da? Așa este și cu vidul. Acum, explicația fizică e foarte simplă de ce se spune că vidul nu e gol. Pentru că în interiorul vidului, mai ales cum visează Gerard să bubuie un fascicol laser de foarte mare intensitate, energia din interiorul vidului, conform unor legi foarte simple și unor ecuații și unor ce vreți dumneavoastră, extrem de simplu de acceptat, nu doar simple în sine, energia generează perechi particulă-antiparticulă, electron-pozitron. Pozitronul este același lucru cu electronul, numai că are sarcină plus, unde electronul are sarcină minus. Și perechile astea particulă-antiparticulă nu trăiesc. Ele se anihilează imediat una cu alta și generează doi fotoni. Ele sunt generate de un foton care se rupe în cele două componente ale lui, particulă-antiparticulă,
când ele se anihilează, generează doi fotoni. Este o cascadă. Deci este o super agitație, în, cum ați văzut în film, cu toate chestiile alea care se mișcau și se fugăreau unele pe altele. Este o super agitație în vid. Ideea este de a reuși să faci ca aceste particule sau antiparticule care se creează pentru vieți infime în interiorul vidului, să le faci reale, deci să le aduci în lumea reală. Și acum, pentru cei care sunt mai interesați și pot să întrebe, băi, și la ce îmi folosește mie chestia asta, ne folosește pentru că dacă toată civilizația noastră actuală, care vrem, nu vrem, are undeva la bază energia nucleară folosită în centrale, deci ne furnizează electricitate, la bine sau la rău, toată civilizația actuală a pornit de la celebra energie, este masa ori viteza luminii la pătrat, care spunea, masa generează energie. În momentul în care fac același lucru cu vidul, fac ceea ce fac, ce am povestit că fac cu vidul, este invers, energia creează masă. Energia reușește să facă din particulele care plutesc în vid și fug una după alta ca să imediat să dispară, ele devenind reale înseamnă că energia a creat masă. Nu întâmplător am insistat să spun că la anihilarea unei perechi particulă-antiparticulă se produc doi fotoni pe lângă. Fiecare dintre cei doi fotoni iarăși creează o pereche care iarăși creează doi fotoni și așa mai departe. Deci este, cu un termen bine cunoscut din fisiune, este o reacție în lanț, așa încât e posibil ca undeva într-un viitor pe care îl putem imagina, dar nu putem să punem mâna pe el, este posibil să apară o nouă filieră de producere a energiei, făcând întâi masă din energie, care pe urmă dă din nou energie, care pe urmă dă din nou masă și așa mai departe. Asta este povestea și, cum spuneam, a existat, dacă tot vorbim de Ilai, care înseamnă infrastructura luminii extreme, și până... Ai făcut parte din delegația care a convins ca... Care a făcut... Nu, am fost un grup care am reușit să păstrăm România printre candidați. Au rămas trei, România, Cehia și Ungaria. Și pe urmă, atunci, în 2008, se vorbea despre o singură locație pentru Ilai și ideea lui Gerard Mourou era să aibă 10 laser de câte 10 petavat, oricum nimeni nu atinsese petavatul atunci. Petavat înseamnă milioane de miliarde. De vați, milioane de miliarde de vați, și Gerard imagina o instalație în care să ai 10 laser de câte 10 peta, fascicolele le bagi într-unul singur, ceea ce este o chestie îngrozitor de complicată, nu altfel, inclusiv din cauza fizicii, pentru că dacă nu e ca la popice, ai tras cu, l-ai pus și ce dărâmă. Nu, aici în momentul în care nu intră, cum se spune, coerent unul cu altul fascicolele, atunci se mănâncă reciproc și obții lumina zilei, nu mai obții nimic. Și era ideea să se construiască într-un singur loc. Eu am fost foarte nefericit și m-am certat și m-am luptat la început și pe urmă am realizat că decizia care s-a luat în final era cea înțeleaptă. Și anume să se construiască un Ilai cu trei picioare. Unul lângă Praga, în măgurelele Pragăi,
Dolni Brzejani, cred că îi spune, unul la Seghet și unul la Măgurele, la, lângă București. Ei, nu mai vorbesc de luptele pe care le-am dus, de mod, în sfârșit, altă dată. S-a întâmplat. S-a întâmplat, a început și noi care eram considerați că având ultima șansă să facem ceva, suntem de departe primii în momentul de față. Și casa este gata, care este o construcție cu enormă, totul specială, iar de Sfântul Andrei anul trecut a fost predat primul laser de 10 petavați, care s-a construit vreodată în istorie. Care, așa cum vorbeam înainte de a intra în emisiune, l-am sunat imediat, eu eram la Geneva, l-am sunat imediat pe... Nu, eram la Paris, la încheierea anului luminii, pe directorul Institutului și directorul, comisarul general al proiectului ILAI pentru România, profesorul Nicolae Victor Zamfir, l-am sunat pe Nicu și i-am spus, zic, și l-ai văzut montat? Și Nicu a spus, nu, că nu au cum să-l monteze. Și am spus, cum? Păi zice, n-au loc, pentru că singurul loc din Europa în care se poate monta un asemenea monstru este numai cel care a fost terminat partea de construcție la Măgurele și care înseamnă 2000 de metri pătrați. 2000 de metri pătrați. Pentru că suntem aici, pentru că am vorbit de 10 peta, s-ar putea întâmpla să ne mai întoarcem la subiectul ăsta, dar s-ar să vă spun un lucru de care, scuze pentru cuvinte, m-am prins absolut făcându-mi lecțiile pentru emisiune. Există o chestie nemaipomenită care se numește scara Kardashev a civilizațiilor. Kardashev este un fizician, inginer sovietic, care în 1964 a scris un articol despre modul în care civilizațiile extraterestre pot să transmită informații. Și cu ocazia asta, el a oferit o scară a evoluției civilizațiilor și le-a organizat după cantitatea de energie de care pot dispune ele. Indicatorul principal, cantitatea de energie. De care pot dispune ele. Și pe prima treaptă a stabilit el că este vorba de o energie care să fie echivalentul energiei cu care scaldă soarele pământul. Nu cu toată energia pe care o poate dezvolta soarele. Doar ceea ce ajunge pe pământ. Și a calculat el că ar fi vorba de 10 la puterea 16 W. Special am spus așa, ca să mă întorc să vă spun că 10 la 16 înseamnă 10 petavați. Deci laserul care este gata și va fi montat la Măgurele este prima instalație românească, prima instalație omenească pregătită să atingă puterea echivalentă cu prima treaptă a civilizațiilor Kardashev. Este colosal. Eu sper ca să conștientizăm puțin din puterea cuvintelor și acestei imagini. Este un moment absolut istoric pentru omenire și nu sunt cuvinte mari. Da. Nu sunt cuvinte mari. Nu. Este un moment istoric pentru că se depășește o limită, limita PETA.
Da, rolul și meritul și datoria pe care o avem noi față de Gerard Mourou sunt indiscutabile. Pentru că dacă n-ar fi găsit el metoda de a obține puteri mari în laser, n-am fi ajuns niciodată. Iese scara PETA în putere și uite că s-a întâmplat la sfârșitul anului trecut, de data asta în energie, la, evident, unde altundeva decât la CERN și la Marele Accelerator, în unul din experimentele care sunt montate pe LHC, așa se numește el, Large Hadron Collider, ciocnitorul de protoni. Hadronii sunt particule care interacționează tare, așa se spune. Interacția, forța tare este forța care ține nucleonii, componentele nucleului acolo, în nucleu și una peste alta, de aceea putem să existăm, pentru că altfel tot ar fi instabil. Da. Și unul dintre experimentele de la LHC, care se numește ALICE, nu ciocnește proton pe proton, ci ciocnește plumb pe plumb. Plumb pe plumb. Acum, înăuntru unui nucleu de plumb sunt mulți protoni și neutroni. Și ei au reușit în actualele ciocniri, la actuala energie a LHC-ului, în actualele ciocniri plumb pe plumb, să dezvolte energii de ordinul nu al tera electron voltului, deci trilioane, milioane de milioane, ci de ordinul peta electron voltului. E prima oară când se atinge o asemenea energie pe Pământ. S-a depășit ca civilizația noastră înseamnă că a trecut aproape. Păi n-a trecut toată civilizația, că până când să se ajungă. Da. Și atenție, nu vorbesc acum nici de țâfnele fizicienilor, ca orice meserie și are țâvnele ei, de ce ar avea numai actorii sau numai sportivii. Nu, este vorba de posibilitatea de a nu ne mai mulțumi cu vârfurile, cu ceea ce numim noi high technology, cu vârfurile tehnologiei, care au loc în bucătăria mea sau în bucătăria ta sau nu știu unde. Nu. De a aduce vârfurile astea la nivel de utilitate, de utilitate de masă, socială. Așa că încă mai este până atunci, dar există pentru oamenii din fizică, experimentatori, tehnicieni, teoreticieni care se pregătesc pentru noi instalații și le imaginează și pe urmă încearcă să le construiască. Este o expresie foarte frumoasă. Construiește un lucru proof of concept, demonstrația conceptului, deci ca să arăți că este posibil să faci așa ceva. Asta este cu ce s-a revenim la ce s-a la ambitusul pe care îl poate parcurge o civilizație și la ideea de extraterestru. Cum vezi în două cuvinte raportul, nu știu, dintre civilizații, dacă e posibil, dacă nu e o fantasma noastră narcisică, cum că suntem singuri în univers și... Cum să spun? În media tot apare, nu știu, acum Papa sau Dalai Lama, nu știu cine ar fi spus că trebuie să ne pregătim, că de fapt ne-am întâlnit cu exact... O întreagă fantasmatică în zona asta. Este. Eu o să vă spun dumneavoastră și spun și ție un lucru pe care l-am constatat eu și pe care îndrăznesc să-l consider nebanal. Cum eu mătur agențiile de știri de știință,
cu emisiunea ta Longe Vivă Pașaport pentru Știință, pe care o recomand în mod special. Cum fac eu asta? Constat că periodic apar pe parcursul a 2-3 zile avalanșe de articole despre extraterestri. Și atenție, nu vorbesc de tabloide. Ci de cele mai zone reviste serioase. Reviste super, super serioase. Care merg de la extrema Hawking, care spune ăștia sunt răi, o să vină, ne norocesc, ne absorb, ne distrug, ne nu știu ce. În ultimele 2-3 zile au apărut nu știu câte relatări despre Hawking și cu discuții și cu tot, până la extrema problemelor religioase. Am auzit, păi dacă se dovedește că ar trebui Vaticanul să interzică să se vorbească despre așa ceva, că dacă se dovedește că există alte civilizații, atunci ce facem? Cum e cu Dumnezeu l-a creat? Nu, asta în niciun caz nu este o problemă, n-are niciun rost să discutăm acum, răspunsul este aproape evident. Interesant este că imediat ce a avut loc toată scandalul, să zicem, declanșat din nou de către Stephen Hawking, vreau să-mi permit un mic comentariu, a primit un răspuns formidabil de la un om greu de contestat, o doamnă, care se numește Jill Tarter, care este astronom de meserie, super astronom, care a condus Institutul SETI până de curând care a spus nu pot să fiu de acord că extraterestrii sunt prin definiție răi și o să aducă nenorocire. Da? Pentru că ei n-au cum să vină să distrugă civilizații de care, într-un fel sau altul, s-ar putea să aibă nevoie. Dacă vrei tu să sărim la altceva, spunem, pentru că altminte ar vrea să profit de ocazie. Dacă ai vorbit de extraterestri, și să spun următorul lucru. După mintea mea, omul, ființa omenească, da? Se va confrunta cu 3 șocuri foarte puternice începând de acum. Da? Probabil cel mai puternic dintre ele va fi primul contact. Pentru că asta va schimba radical omenirea. Bun, o spui tu, fizician bine inserat în realitatea aceasta. Va exista un prim contact? Deci n-are cum să nu existe, dincolo de scenariile conspiraționiste, că există deja la extra, este foarte posibil să existe. Nu ai niciun fel, nu ai o dovadă că există, nici n-ai o dovadă că nu există asemenea contacte. Este un principiu epistemic. Și atunci, dacă nu știi, o lași deschisă. Da, nu, deci sigur. Lași, nu închis. Da. Poți să izolezi, să spui, o pun aici, acum ne nebunește calculatorul, că mereu îți apar tot felul de mesaje, înscrie-te la și așa mai departe, și care procedează corect epistemologic, cum spui tu, pentru că au un buton pe care poți apăsa și pe care scrie, adu-mi aminte mai târziu. Da. Remind me later. Da. Povestea este că începuse să spui la un moment dat ar fi o dovadă de orgoliu nemăsurat să venim, ne punem mâinile în brăcinar și spunem, băi, noi suntem singurii din univers, așa că
nu mai discutăm chestia asta. Mai ales că am primit atâtea lecții. Am primit lecția când s-a arătat că nu Pământul este centrul sistemului solar. Copernic, Darwin și așa mai departe. Am primit lecția că nu suntem nici măcar sistemul solar, nu este centrul galaxiei, nici galaxia nu este centrul universului și așa mai departe, mergând, cum spui, la Darwin, deși aici au început discuțiile să fie... Sigur, da, ca idee de decentrare. Da, măcar, deci, sigur. Tu spui decentrare, eu mi-aș permite să spun de non-unicitate. Da, da. Adică de acces către diversitate, până da, la urmă. Nu sunt singurul de pe om care merită să fie reverat, de să faci plecăciune, singura ființă, indiferent ce înțelegem prin ființă. Asta este unul, probabil cel mai puternic. Celelalte două, care vor fi în măsură, în mod categoric, să ne schimbe total modul de a gândi. Am avut grijă și n-am spus mentalitatea. Dar modul de a gândi sunt cele două lucruri despre care se vorbește în fizica particulelor. Unul dintre ele, nu știu care va fi primul, unul dintre ele este căutarea semnăturii, urmei, amprentei civilizațiilor adiționale ale Universului, pentru că ne-am cam lămurit în fizică cel puțin că nu trăim doar în aceste 3 plus 1 dimensiuni la dreapta, la stânga, nu, la dreapta, înainte, sus. Ar mai fi vreo 7 pe deasupra. Sunt 10 sau 11, 10 în stringuri, în superstringuri și 11 în așa numită teorie M sau teoria membranelor, în care Universul plutește pe o membrană și se întâlnesc membranele și interacționează. Ca să înțelegem, această multidimensionalitate în 10 sau 11 presupune ce? Universul paralele sau? Nu, universul paralel este următoarul șoc. În momentul în care vom avea dovada existenței universurilor paralele, pe care și pe astea, cum să spun, ni le oferă ca posibilitate gândirea fizicii, nu gândirea fizică, gândirea fizicii. Acum, sunt lucruri, există o piesă de teatru a uriașului William Faulkner, nici nu știu dacă a mai scris vreo altă, care se numește Requiem pentru o călugăriță. Și acolo este un schimb de replici între două personaje și unul dintre ele îl întreabă pe celălalt: crezi în coincidențe? Și celălalt îi răspunde: doar dacă n-am ce face. Da? Da? Așa este și aici. 10 sau 11. 10, mie foarte greu să cred că este o banală coincidență. Vis-a-vis de este numărul sefiroților. Da. Da? Acum, nici n-am luat o razna, nici nu sunt absurd să spun că, vezi, Doamne, fizicienii au învățat cabala, au citit de acolo și de-aia le-a venit, de acolo le-a venit ideea. Nu! Numărul de 10 este un număr care apare din teorie, din modelele care se fac. Interesant este că există și 11, tot în același tablou al sefiroților, pentru că știm 10, dar sunt triada decisivă, triada creatoare, da. În care cea de sus, da. Este coroana, înțelepciunea și înțelegerea și așa mai departe.
Și pe verticală ajungi la frumusețe, ajungi la bază, ajungi la regat. Ăștia care suntem. Da. Nevrednici locuitori ai pământului. Mai este încă un sefirot care nu se folosește, nu se menționează, dar apare în tablou. Este imediat între coroană și frumusețe pe verticală, datul. Și care se numește dat, care înseamnă cunoaștere. Așa că, sigur că te apucă nebunia dacă începi să... Sigur. Din ceea ce ai spus la început, acest din nimic se creează cevaul, este colosal, pentru că orice mistic spune lucrul ăsta, să avem, să aibă fiecare noi acces direct la vacuitate, la vid, din nimic se generează cevaul acesta. Spuneai în emisiunea noastră trecută despre coincidența de 5% din creier este folosit, 5% din univers este cunoscut. Nu, este vizibil. Vizibil, scuze. Numărul de neuroni este egal cu numărul dintr-un creier. Ordinul, 5% este procentul care știm la ce servește din ADN. Deci cunoașterea este limitată. De fapt, din genomul uman, nu din ADN. Iar ceea ce spuneai, ordinul de mărime al numărului neuronilor din creier este același cu al stelelor din galaxia noastră și cu al galaxiilor din univers. Deci există o numerologie sacră, care de fapt este o formă a universului, o structură a universului. Ce e mic este și în mare, apropo de Cabala. Da, nu, ce e mic e... Da. Da, care vine pe filiera lui Hermes, probabil. Da. Bun. Mă întorc la o chestie pe care ai spus-o acum câteva clipe. Și spuneai că ar trebui fiecare om să poată să aibă acces la vacuitate. Chiar dacă te superi pe mine, răspunsul meu la ce spui tu este: ferească Dumnezeu. Este ferească Dumnezeu. Nu o să spun cine, am trăit un moment, dacă l-am mai povestit o dată, te rog să mă oprești, am trăit un moment în care un cineva, vorbind în fața a câtorva sute de tineri, erau foarte mulți tineri, învățându-ne pe toți care erau acolo, eu nu făceam parte dintre tineri, învățându-ne, vroind să ne învețe cum să facem să ne putem concentra mai bine, a spus că pentru a ne concentra trebuie întâi să ne golim mintea de orice gânduri, deci să creăm vid. Da? Lucru discutabil. Vacuitate, da? E discutabil. Și, nu, ce urmează este interesant. Și ne-a prezentat rețeta cea mai simplă. Și anume că ne concentrăm cât putem și ne imaginăm pe noi, fiecare pe el însuși, cum fuge pe un cerc. Fuge pe un cerc. Și fuge din ce în ce mai repede și din ce în ce mai repede. Atenție! Și eu mă uitam în sală și mă îngrozisem, pentru că vedeam toată lumea, erai absolut hipnotizată și toată lumea facea așa cu capul, da? Și spune, și la un moment dat ne imaginăm pe noi înșine venind în sens contrar. Și ne ciocnim. Și în momentul în care ne ciocnim, atunci se realizează golirea totală a minții și pregătirea pentru a de marele concentra. Ciocnitor de la CERN. Nu, apropo de lucru cu care am început de acolo, pentru că în momentul în care mă imaginez eu ciocnindu-mă cu mine însumi venind din sens contrar, este ciocnirea particulă-antiparticulă. Ori creierul nostru operează și el energiile lui, care este adevărat că sunt infime față de ce avem în jurul nostru, dar sunt. În momentul în care pui pe cineva să recurgă la o asemenea tehnică,
fără îndoială poate să dea rezultate, dar în momentul în care îl pui să recurgă la această tehnică, atunci riscul este ca această anihilare eu cu anti-eu, da, să producă energii care să producă tulburări cerebrale, da, irecuperabile. De-aia nu ne jucăm, nu ne jucăm, iar ca să știm unde să ne oprim cu joaca, e nevoie de un singur lucru. Este nevoie să înveți, să citești, da, și așa mai departe. Haideți să vorbim puțin și poate colegii pregătesc un filmuleț de un eveniment din nou istoric care ți se datorează. A, nu e istoric. Este prima, conferințele de Crăciun. Ne spui puțin. Conferințele de Crăciun care au fost inventate și de Michael Faraday în 1825, fiind disperat că nimeni nu dădea atenție cu predării științei, educației științifice a copiilor și a publicului larg. Și atunci a inventat niște conferințe în care veneau oameni de știință, de diferite meserii în știință și trebuiau să vorbească, asta era obligația, în cuvinte pe care să le înțeleagă toată lumea. Și de atunci au fost organizate la Royal Institution la Londra, cu o singură pauză de vreo 2-3 ani în timpul celui de-al doilea război. În timpul primului au mers tot timpul. Da? Și în 2013, împreună cu în nebunia noastră, da, am zis că situația de la noi e cam ca situația din Anglia atunci. Nimănui nu-i pasă de știință, de chestii din astea. Și am zis, hai să facem Christmas Lecture la București. Și am spus că trebuie să fie organizate, noi neavând o Royal Institution, am zis să le organizăm într-un loc care a fost construit la ordinul unui rege, al lui Vodă Carol. Și asta este Ateneul Român. A fost superb. Pentru că este ideea. Tu spui de atmosferă, eu îți spun, privind dinăuntru lucrurile, este modul în care toată lumea, și să nu-mi spui că nu te-a prins și pe tine, toată lumea care intră acolo, intră într-un loc cu totul special și se lasă subjugat de locul respectiv și atunci altele sunt deschiderile. Drept care, prima conferință a fost în 2013 cu un mare fizician, cu Tom Keeble, care tocmai se deduse Nobelul pentru descoperirea Higgs-ului și el era singurul dintre autorii articolelor din 64 care au lansat particula Higgs și era singurul care nu primise Nobelul. Și atunci împreună cu Șerban Georgescu și cu colegul nostru Ben, pe care o să-l vedeți în film, am imaginat acest filmuleț ca să explicăm, nu, ca să punem într-o povestioară, într-o imagine mișcată, ce înseamnă modelul care este cel mai acceptat în momentul de față privind modul în care este structurat universul și care se numește banal modelul standard. Și Ben povestește acolo cum este și când o să avem filmul, un timp las pe Ben să vorbesc peste Ben, că el vorbește englezește și pe urmă o să fie subtitrare. Deci când o să fie filmul, ne oprim și, da, și le punem. Dar Putem să-i dăm drumul atunci. Modelul standard, asta înseamnă că what is the world made of? Din ce este făcută lumea, spune Ben. Was asked and never received a full answer. Dating back to the 70s, the best answer still is called the standard model, all the basic particles of nature.
modelul standard în 900, în anii 70. Not perfect. Since it addresses only three of the four fundamental forces of matter, but it works. I have what? Two legs, then two arms, then one trunk, and finally this strange thing called head, with something even stranger inside called brain. Legs are the fundament on which I can stand. Arms are giving me dynamics. The trunk is the main server that gives the instruction to the whole body to make it alive and working. And now look carefully, for I shall give all these things new names. Legs, the fundament. I'll call them quarks, but look, I have two legs, and each leg has three main parts. The foot, the lower leg, the upper leg. So let's go upwards with the names. Left foot, up quark. Right foot, down quark. And counting from left to right, lower leg, charm and strange. Upper leg, bottom and top. Now the arms. Pal, forearm, upper arm. Here I'll put the tiniest things in nature, leptons. On my palms, I put the electron and the electron neutrino. On the forearms, the muon, the middleweight electron and the muon neutrino. Up more on the upper arm, tau, or heavy electron, and the tau neutrino. The trunk hosts the three fundamental forces apart gravity. Strong electromagnetic, weak, and their messengers. Gluons, the proton, W and Z bosons. Finally, the head. Here I shall put the strange thing that got this year's Nobel Prize. H. The weight. The Higgs-Engelbert-Braut-Kibble-Guaranic-Hagen particle. Wow! Some call it the shortest name, the Higgs. Some call it the God particle. Is it a truthful image of our world? Is it okay? I don't know. Does it really work? I know even less. But if you really want to know, do as I do. Let's wait and listen to Tom Kibble delivering the first Christmas lecture in Romania. The first Christmas lecture. Foarte, foarte frumos. Știu când l-ați adus în ultima clipă în conferință și da, a fost nu știa nimeni despre, nici Tom nu știa, l-am lăsat. Îți mulțumesc că l-ai acceptat cu anunțul că urmează, dacă vrei să înțelegi din ce e făcută lumea, ascultă-l pe Tom Kibble. Ăsta a și fost titlul primei conferințe, din ce este făcută, din ce este făcută lumea. Lumea e făcută, cum să spun, așa să nu ne audă nimeni, are o structură mafiotă. Da? Pentru că, așa cum în mafie există familii, la familia, da? Așa sunt și aici familiile astea, care cam decid tot ce se întâmplă în univers. Ceea ce este interesant este că, s-a și spus aici, există o forță care nu face parte, nu apare în modelul standard. Și asta este gravitația, cea mai neînțeleasă forță de pe fața Pământului, deși, vorba aia, n-am putea să stăm față în față, pentru că dacă n-ar fi gravitație care să ne tragă și să ne țină legați de Pământul ăsta, degeaba ar fi. Și cealaltă este particula Higgs, marea performanță a CERN-ului, care a încheiat o, mi-a plăcut să spun totdeauna, o vânătoare regală de 60 de ani, da, practic. Cum se vede acum particula lui Dumnezeu de către tine? Ea, nu prea mai contestă nimeni că ceea ce s-a descoperit este Higgs, se pune în discuție ceea ce nu e iconoclast în niciun caz, dacă există mai multe particule, mai multe tipuri de particulă Higgs și așa mai departe. Interesant este, și asta e un lucru de care
un lucru de care o să îți cer voie să... Te rog, mai avem 9 minute, așa că timpul ne pasează, din păcate. Îmi cer scuze. A apărut un articol foarte special, scris de un om de la CERN, publicat în revistă, ce spun eu acum este în termeni normali, în vorbe de înțeles despre toți, și l-a vândut bine. Și l-a vândut bine pentru că a pus în titlu întrebarea dacă ne apropiem cumva de limitele cunoașterii noastre. Da? Și a vorbit despre două numere periculoase. Numere. Numere. Da. Da? Unul dintre ele fiind intensitatea câmpului Higgs. S-a întâmplat așa, la începutul Universului, particula Higgs a generat un câmp și câmpul ăsta, orice atingea, îi dădea masă. De-aia avem noi masă. Așa s-a creat masa, practic. Da? Da. Masa... ezit să folosim cuvântul s-a creat. Pentru că masa a fost dată. Da? Ca și cum, uite, că e iarnă grea, da? Și ai la tine un sac cu fulare și te duci și cum vezi un om care dârdie, îi pui un fular în jurul gâtului. Așa s-a întâmplat, numai că nu dârdea nimeni atunci în univers. Era o fericire totală, pentru că neavând masă particulele, erau, cum spune Eminescu în scrisoarea întâi, ca dâre de lumină izvorând din infinit. Dacă nu ar fi fost deșteaptă asta de particulă să ne împovăreze cu masă pe fiecare, noi ne-am fi văzut, dacă cineva ar fi filmat universul, îngerași, ar fi văzut... Da, ființe de lumină, efectiv. Da, ar fi văzut ca pe pozele cu timp lung de expunere, când vezi stopurile mașinilor și vezi dire roșii sau farurile și vezi dire albe. Da? Se spune, sunt discuții întregi, că Higgs este la limit, masa particulele descoperite la CERN este la limita stabilității Universului, dar se mai spune un lucru, și anume că dacă te apuci să calculezi masa Higgs-ului, ceea ce s-a calculat, și să o compari cu ceea ce ar trebui să fie ea în realitate, ca să fi fost într-adevăr efectul pe care l-a avut la începutul Universului, reiese că Higgs-ul actual, cel care a fost descoperit, are o masă de 10 la 17 ori, adică de 100 de milioane de miliarde de ori, mai mică decât ar fi trebuit să fie. Spun imediat ce al doilea număr, iar al doilea număr, așa fatidic, este energia, așa numită energie întunecată. Spunea la un moment dat că nu vedem decât 5%, da. Nici măcar 5%, 3%. Vedem, indiferent cum ne uităm, vizibil, infraroșu, ultraviolet, da. Orice, dar restul sunt masă întunecată și energie întunecată. Energia asta întunecată, masa întunecată e ok, te poți juca cu ea. Energia întunecată, nu prea știi cum acum. Încă se caută care sunt particulele care o compun. Și asta este una din marile așteptări ale anului 2016 de la CERN și de la LHC. Să, măcar să
aducă o dovadă concluzivă asupra uneia sau mai multor particule care pot să fie componentele materiei întunecate. Dar energia întunecată este foarte specială pentru că ea, cum să spun, forțează expansiunea Universului și nu doar că o forțează, ci este într-o permanentă accelerație. S-a estimat din observații astronomice, cât ar fi de intensă această energie întunecată și s-a zis este aproape de zero. Oricum este foarte mică. Când s-au făcut calculele, indică faptul că energia întunecată ar trebui să fie de 10 la puterea 120, deci 1 urmat de 120 de zerouri mai intensă decât, decât este acum. Andrei, da, cred că suntem în ultimul minut al emisiunii noastre și poate să conchizi. Deci, ce vreau să conchid? Deci, spun în felul următor. Acum multă vreme, un biolog a spus, J.B. Haldane, a spus, nu numai că lumea este mai stranie decât ne imaginăm noi, mă tem că este mai stranie decât ne putem noi imagina. Sagan a spus pe vremea lui că trăim vremea fericită în care se pun întrebările. Noi începem să trăim o vreme în care s-au pus multe întrebări, au generat altele și începem să ne confruntăm cu stranietatea acestei lumi. Și din cauza asta este important testamentul lui Paul Gauguin, pentru că ne aduce aminte că mereu trebuie să ne întrebăm de unde venim, ce suntem, că el așa spune, că somnul, nu cine suntem și unde ne Andrei Dăubanțu, îți mulțumesc mult. Eu îți mulțumesc.